Parlamentul a acceptat în ședința de joi, 16 mai, cererea de demisie a Tatianei Răducanu din funcția de membru al Comisiilor de Evaluare Externă a Judecătorilor și Procurorilor. Răducanu și-a depus cererea de demisie pe 14 mai curent, la scurt timp după ce șefa Procuraturii Anticorupție Veronica Dragalin a expediat mai multor instituții o scrisoare în care vorbește despre o pretinsă afiliere a acesteia cu fugarii Vyacheslav Platon și Ilan Șor, prin intermediul lui Aureliu Colenco. Tatiana Răducanu a scris în cererea sa de demisie că informațiile din acea scrisoare sunt false, nu corespund realității, dar a decis să demisioneze pentru a nu pune la îndoială procesul de pre-vetting, care urmează să demareze în scurt timp și în cazul procurorilor. Fosta magistrată crede că procesul de evaluare a integrității judecătorilor și procurorilor este unul necesar și s-a dovedit eficiența. O serie de persoane din sistemul de justiție nu au promovat evaluarea. Tatiana Răducanu este convinsă că scopul scrisorii care o vizează este de a denigra procesul de vetting și servește clanurilor corupte și criminale care vor să blocheze curățarea justiției. Potrivit lui Dragalin, Procuratura Anticorupție a pornit pe data de 30 aprilie curent un proces penal pe anumite fapte, în cadrul căruia sunt examinate discuțiile pe care le-ar fi avut Răducanu cu Aureliu Colenco. Ultimul i-ar fi transmis de mai multe ori lui Platon că acesta este 100% omul nostru din sistemul justiției.